Această familie a venit tocmai din capitală până aici pentru a testa gustul inconfundabil al suicii de smochine, dar și ca să ia câteva borcane de dulceață. Este drept pentru un prieten. Păi n-am gustat încă. Bună! Bună! Interesantă. De unde veniți? De la Orșova. Bine, din București, de fapt, am o afacere aici la Orșova. Sunt născut în Orșova. Două borcane. Pentru dumneavoastră? Nu, pentru un prieten, că eu am acasă făcută de mama. Borcanul de 350 de grame e 12 lei și țuica e 50 de lei litru. Am barat. Este un secret pentru a scoate cea mai bună dulceață de smochine și cea mai bună țuică? Nu, bănuiesc, cel puțin la dulceață e rețeta după fiecare familie. E rețeta tipică, smochine, zahăr și lămâie, ca să nu se zaharisească. Iar la țuică, cantități mici și esențe tari în sticluțe mici. Acest comerciant a înțeles că după ce consumă câteva pahare de țuică, turiștii simt nevoia să mănânce, așa că le pregătește pe loc cea mai bună pleșcăviță tradițională sârbească. Carne amestecată de vită și carne de porc. Aia e rețeta, numai carne de vită și carne de porc. A de vită normal trebuie să fie categorie 1 și de porc categorie primă. Ce treabă, merg vânzările? Da, super! Mersi. Îți spun că e cea mai bună pleșcăviță aici la noastră. Ba, ne străduim să fie ca la sârbi, ca la pistă Dunăre. Aproape. Cât este una? 7 lei. Emilia este localnică și anul acesta a venit cu o cantitate mai mare de dulceață de smochine față de anul trecut. Am participat și anul trecut, tot cu dulceață de smochine. Am venit anul acesta puțin mai pregătită și am încercat să diversific puțin, având și smochine proaspete. Anul trecut au înghețat și nu am avut posibilitatea să am smochine proaspete. Am mai făcut niște magneți și niște vederi. În comuna Sfinița, datorită climei cu influențe mediteraniene, crește și se cultivă smochinul. Localnicii din smochin fac dulceață de smochine, țuică de smochine în ultimul timp și vin de smochine. Smochinul se cultivă de aproape 500 de ani, când un pașă turc a adus primii păieți de smochin pe aceste meleaguri și mulțumită climei și lui Dumnezeu s-a aclimatizat și la noi acum smochinii cresc cum în alte părți cresc prunii sau corcodușii. Festivalul smochinului este unic în țara noastră, iar anul acesta a ajuns la cea de-a 14-a ediție.